Ministerul Justiției renunță la proiectul de lege pentru modificarea codurilor penale trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia a venit la scurt timp după ce Ministerul a informat CSM că a primit proiectul și urmează să stabilească un calendar pentru avizare. Reprezentanții biroului de presă al Ministerului Justiției au declarat pentru news.ro că urmează să fie elaborat un alt proiect de lege mai complex. Tot luni Ministerul Justiției a trimis la CSM pentru avizare proiectul de ordonanță de urgență pentru abrogarea ordonanței donanței de urgență 13 pe 2017. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat referitor la modificarea codurilor penale că înainte de a se iniția proiecte în Parlament ar trebui să înceapă o dezbatere serioasă sub egida Academiei Române la care să participe atât asociațiile magistraților cât și experți străini și specialiști din domeniu. Ministrul Justiției Florin Iordache a precizat că după ce va fi dezbătută moțiunea de cenzură depusă de PNL și USR, miercuri sau joi, va avea o discuție cu premierul Sorin Grindeanu de despre o posibilă demisia a sa și că va anunța public decizia.